Vom asculta cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 5, primele 14 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 393. 2 Împărați, capitolul 5, începem citirea cu versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naman. Și a zis stăpânii sale, O, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-a tămăduit de lepra lui. Naman s-a dus și a spus stăpânului său, Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siria a zis, Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, Oare sunt eu Dumnezeu ca să umor și să înviez de îmi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că cel caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul Isai și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însăși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râului, râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat s-a pogorât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Amin. Vreau să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeței casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului în această seară avem oportunitatea să fim în casa lui Dumnezeu împreună. Slăviți să fie Domnul! Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăveni Suceaba, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima parte, cu harul, pacea, îndurarea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi, peste casele voastre și peste lucrarea pe care o faceți. Amin. De foarte multe ori dorim să vedem împrejurul nostru cum Dumnezeu lucrează la mântuirea celor dragi cum Dumnezeu schimbă destine, cum Dumnezeu iartă păcate, cum Dumnezeu vindecă depresie, cum Dumnezeu vindecă boltrupești, trupești, îl vedem pe Dumnezeu și îl dorim pe Dumnezeu la lucru ca El să lucreze după rugăciunile noastre, după speranțele și năzuințele noastre. Însă, frații mei, aș vrea în seara aceasta să vă spun că Dumnezeu lucrează după ce noi ne-am făcut lucrarea. Vă aduceți dumneavoastră aminte că Lazar era mort de patru zile. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Isus s-a dus în fața mormântului Lazar și a început să plângă. Și la un moment dat, Domnul a spus, dați piatra la o parte. Să nu uităm că Lazar a avut două surori, pe Barta și pe Maria. Ce ar fi putut face două surori cu o piatră de câteva tone care stătea pe rostogolită pe mormântul lui Lazar, pe marginea mormântului său? Oricât s-ar fi căznit ele, oricât de mult efort ar fi depus, n-ar fi putut să dea piatra aceea la o parte. Trebuia un efort susținut din partea la mai mulți. Tocmai pentru că erau mai mulți acolo, au dat piatra la o parte. După ce au dat piatra la o parte, spune Scriptura că Domnul Iisus a spus un cuvânt. Lazare, vino afară. Și spune cuvântul Domnului că Lazar a ieșit cu mâinile și picioarele legate, viu, dar legat, a ieșit afară. După care Domnul a spus, dezlegați-l. Să nu uităm, frații mei, foarte mulți dintre noi facem rugăciunea și apoi îl așteptăm pe Domnul să facă niște lucrări grozave. Însă Domnul vrea să mai vadă transpirația noastră, Domnul vrea să vadă efortul nostru, Domnul vrea să vadă stăruința și insistența noastră de a-l da piata la o parte de pe problema pentru care ne rugăm pe care o dorim vă împlinită sub ochii noștri. Și Dumnezeu lucrează numai după ce noi ne-am terminat lucrarea noastră. Că dacă noi dăm piatra la o parte, numai așa să vadă o fantă de lumină și spunem, Doamne, noi am dat piatra puțin la o parte, dă-o tu la capăt și lucrează cum vrei tu de acum încolo, că noi ne-am cam săturat, deja suntem obosiți de, de supliciul ăsta de a da partea la o parte. Aș vrea să vă spun, mortul rămâne mort situația rămâne așa și nimeni nu o poate schimba. Și toți ceilalți sunt cuprinși de disperare. De ce ne-a spus să dăm piatră la o parte? Că există un preț de a vedea minunile. Există un preț de a-L vedea pe Domnul la lucru. Și prețul acesta ne onorează, ne implică pe fiecare dintre noi. Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Slăvit să fie Domnul! Dacă Domnul Isus Hristos ar fi spus în felul următor, eu dau piata la o parte, dar în viață îl voi pe Lazar, aș vrea să vă spun că Lazar rămânea mort. Dar Domnul ne-a cerut să facem lucruri care stau în puterea noastră, chiar dacă asta mă obosește, chiar dacă asta mă expune, chiar dacă asta înseamnă să insist pe piatra respectivă, să o dau la o parte. Dar e o lucrare pe care o pot face eu, cu transpirație și cu efort. Oricât aș transpira și oricât efort aș face, nu pot învia nici o muscă, Singurul care îi dă viață este Isus Hristos, slăvit să pe numele. Și El îmi cere mie să-mi fac partea mea, ca după ce eu am terminat lucrarea, să-și o facă El. După care tot mie mi dă în grijă. Pentru că Lazar e viu, dar e legat. Și dezlegarea nu era așa ușoară. Vă amintiți dumneavoastră că spune Sfânta Scriptură că uh, au intrat în mormânt după învierea Domnului Isus Hristos și când au intrat în mormânt, unul dintre apostoli a intrat și a văzut fâșiile de pânză și a crezut. Ce a văzut de a crezut? Niște fâșei albe de pânză acolo și a crezut? Nu. Când evreii își puneau oameni în mormânt, îl înfășurau, dar îl înfășurau fiecare membru în farte, din fâșie. Piciorul drept îl înfășurau, piciorul stâng îl înfășurau, apoi înfășurau mâna fiecare separat, tot corpul îl înfășurau și când aveau posibilitatea, turnau și peste el mirodeniile alea ca să poți să, să, ieși din înfășurarea asta, trebuie să te desfășori, să le dai jos. Când au intrat în mormântul Domnului Isus, au văzut toate înfășurările la pe piciorul stâng, pe piciorul drept, pe mâna dreapta, pe mâna stângă, dar nu erau desfășurate. Că cel ce să din ele n-a avut nevoie de desfășurare. Este Hristos în viață, să viți să fie numele. Nimeni nu poate ieși fără să desfășoare. Să vezi acolo toate așa. Ăla a intrat, a văzut fășile și a crezut. Căfâșiile aia au arătat că cel ce a ieșit de acolo, de fapt, a înviat fără să desfășoare. Păi imaginează că îl învie Dumnezeu pe cineva, îl aduce din păcat, din pierzare, din vicii, îl aduce. Dar încă e legat și datoria bisericii este să-l dezlege și câteodată a dezlega e destul de greu. Unul care a jurat 30 de ani și vine la pocăință, foarte mulți dintre noi cu 40 de ani de pocăință vrem să ne depășească pe noi. De el când ne enervez sau când mai scapă și o cană peste degit, îl vezi că nu cântă aleluia de el, îl scapă una din aia, din aia. Băi, ce-o zis fratele ăsta, încă e legat. Ajută-l să se dezlege. Doamne ajută! -mi. Hai să-l vezi pe altul când simte mirosul de tutun, așa, parcă e ghidat, se duce. Încă e legat. Ajută-l să se dezlege. E viu, faptul că vine la adunare, faptul că vrea să citească Biblia, asta înseamnă că e viu, slăvit să fie Domnul. Dar e legat, viu de legat. Ajută-l să se dezlege. Pentru că foarte mulți dintre noi suntem gata să-i acceptăm pe oameni. Unii dintre ei, domne, îmi place, cercetat, îl cercetează Duhul Sfânt. Noi nu ne închipuim, noi nu-i putem aduce nici copiii noștri la adunare. Vorbești cu el, le explici și spune, da, da, bun, n-am na, da, reușit data asta. Cealaltă dată. Dacă, în schimb, omul ăsta vine aici, dar încă e legat, e semnul că Dumnezeu a făcut o lucrare pe care eu nu pot face, sau numește să-l învie, iar de dezlegat trebuie să-l ajut eu. Domne, ajută. Când gândim așa, gândim cu Spirit Pastoral. Vorbim și procedăm cu Spirit Pastoral. Păi câte situații n-am văzut de stări de genul acesta? Încă o dată vă repet, vrem să vedem minunile lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne are colaboratori pe noi. Textul din seara aceasta pe care l-am citit vorbește despre un general sirian. Spune Scriptura că Domnul îi dăduse acestui general izbândă. Era un strateg foarte bun, cu înțelepciunea și călăuzirea pe care Dumnezeu i-o dăduse, omului acestuia, a reportat multe victorii pentru sirieni, poporul dușman al lui Israel. Și ne mai spune Sfânta Scriptură că omul ăsta, pe lângă mantaua lui de general, pe lângă decorații, pe lângă rangurile pe care le avea pe de era lepros, o boală incurabilă pentru vremea respectivă. Un om care era lepros era deja un om mort de aceea împăratul lui Israel, când a primit scrisoarea, a spus, dar ce eu sunt Dumnezeu să mor, o să, uh, mor și să vindec și să-mi vii? Că omul să moare. După lepra lui, el moare, n-am nicio șansă. E bine, pe sub hainele alea, generalul era lepros. Și spune cuvântul Domnului că niște cete de sirieni au ieșit în prădăciune în Israel. Au luat o fată, o fetiță care probabil se juca cu colegii ei. Nu știm în ce stare au rămas părinții. Nu ne spune Scriptura nimic de lucrul ăsta, însă cert este că au avut niște părinți deosebiți. Și au luat-o pe fata asta, nu să-și facă facultatea în Siria, nu să-și petreacă concediu în Siria, ci au luat-o ca roabă și a ajuns roabă în casa exactă a lui Naman ca slujitoarea soției lui Naman. M-aș fi așteptat ca fata asta luată din zona ei de confort, de siguranță, de lângă familia ei, de lângă prietenii ei, de lângă lunca în care a crescut, de lângă sătul cu ei unde era, să meargă cu dusul ăștia în Siria, dar să bombănească în fiecare zi. În fiecare zi, eu trăiam acasă liniștit, m-au luat ăștia, m-au adus aici, m-au scoat la pat dimineața, eu trebuie să fac mâncarea, eu trebuie să spăl vasele, eu trebuie să curăț, La cât o mai punea uh, șefa ei, stăpâna ei, în timpul respectiv? Ori fata aceasta nu vedem bombănind, comentând. Ba din contră, fata aceasta are o atitudine de milă față de stăpânul ei. Și atunci, în loc să tacă din gură, să spună, noi avem un proroc care rezolvă probleme care nu le poate rezolva nimeni, că lucrează cu Dumnezeu. Dar asta e pentru israeliți. Nu e pentru ăștia care mă iau pe mine de unde, acolo și mă aduc pe mine robe aici. Nu! Asta e pentru poporul Domnului. Și chiar dacă știu ceva, tac din gură. Dar ce Trebuie să știe asta de lucrurile astea? Nu! Fata asta spunea, ah, of, dacă ar fi domnul meu la prorocul acela din Samaria, l-ar tămădui de lepra lui. Și orice om bolnav în fază terminală s-agață și de un fir de pai, de un fir de păr s-agață. Îl vedeți imediat Ăsta au auzit nevastă, i-a spus, zic ăștia ca un proroc acolo. Ăsta nu mai stă să cerceteze, voi o fi adevărat chestia. Nu, nu. Imediat se duce și spune la împăratul lui și împăratul îi spune, eu îi trimit scrisoare, imediat îți pregătesc o scrisoare, te duci acolo. Ăsta mai ia cadouri cu el, ia tot ce trebuiește, pentru că își dădea seama. Era o putere militară la vremea aceea și el era dita mai generalul. Pleacă cu convoiul lui, cu toți ceilalți, cu o grămadă de adaruri și se duce direct la împăratul lui Israel. Și citește scrisoarea în fața lui. Și împăratul spune, ți-am trimis, îi spunea împăratul Siriei, ți-am trimis pe robul meu ca să știi să-l tămăduiești de leapra lui. Era o chestie de la împărat la împărat. Nu aștepta împăratul să-l tămăduiască. Nu aștepta. Dar să a aștepta ca împăratul să aibă în subordine toate lucrurile, în așa fel încât spune, nu cu asta nu mă ocup eu. Dar să ocup puteam omului Dumnezeu acolo. Interesant că nici împăratul nu știe de, de prea multe. Nu știa. Nu-i spune măcar, băi, până mai câștig eu timp, du-te până la Elisei, chiar dacă te duci până vii înapoi, poate mă mai gândesc la vreo idee ceva. Nu! Este în șrupe hainele și dintr-o dată, disperat, spune, ăștia caută chef de scandal cu mine. Caută chef să ne invadeze țara. Păi cum ar putea să ceară așa ceva? De deci ce eu sunt Dumnezeu să vindec și să înviez oameni? Sunt eu așa? El se aude că ăsta și rupt hainele. și îi trimite vorbă împăratului. Deci avea acces la împărat. Și spune, pentru ce ți-ai sfârșit atare? Trimite-l la mine și îmi place de Elisei cum își asumă slujba și responsabilitatea. Și va ști că există un proroc în Israel. Și spune împăratul, bucuros că scapă de asta de la curte, îi dă adresa lui Elisei. Spune, du-te la Elisei. În timp ce mergea spre Elisei, Naaman și-a făcut în sine un scenariu al vindecării sale. De vrednic, de rangul lui, de poziția lui, de locul în care se trăgea el, avea o părere despre evrei care erau învinși în vremea aceea prin războaie. El nu punea că Dumnezeu i-a dat lui înțelepciune să poarte războaiele să câștige. El le punea pe umirii lui toată treaba aceasta. Și pe când mergea el așa, se gândea ce se va întâmpla. Își imagina cum Elisei personal va fi onorat să-l cunoască va fi onorat să vină să stea de vorbă cu el. Elisei personal va începe să facă un ritual pe care nu l-a mai făcut la nimeni. Îl va face pentru Naaman specific și probabil Naaman se gândea să nu-l mai facă la nimeni, să fie unicat în istorie, că el merita așa ceva unicat. Se gândea la toate aspectele astea, cum ăsta va pune mâna pe locul leprei, nu s-a atingea niciodată cu mâna de lepros sau de rana leprei, dar cu el o va face, că e dita mai Naamanul. Și mândria și aroganța lui și rasismul lui ieșa prin toți porii. Și când a ajuns la poarta lui Elisei, Elisei trimite un slujitor, probabil pe Ghehazi. nu știm cum era îmbrăcat, că mai târziu când Ghehazi se duce să-i șară haine, ăsta îi dă rapid haine. Îi dă rapid. Nu știm cum era îmbrăcat, imaginează-ți că vine ăsta în fața lui și spune, o zis stăpânul meu Elisei, nici nu vine el stivat, dar o zis el, să te duci în Iordan să te scazi nu de două ori, de șapte ori, să nu miri foarte bine, ți scazi de șapte ori și vei fi vindecat. Vă dați seama că dacă ăsta avea mașină, rămâneau urmele pe, 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 asfaltul acolo și pe drum rămânea cum un întindea din zonă. Cum adică, domnule? Dar asta nu știi cine vine la poarta lui. Nu cunoaște, îmi vorbește mie în felul ăsta? Să poate așa ceva? Ori o plecat de acolo. S-a supărat. Pleca Nervos, dar lepros. Nu conta că el rămâne lepros în continuare. Nu conta că el sunt foarte mulți că pierd bani. Băi, dar nu se poate, domnule, să-mi rămânească mie orgoliu în felul ăsta. Și atunci apare pe scenă niște oameni care erau slujitori lui Naman. Dar îmi place de ăștia, că fiecare slujitor, fiecare angajat îi cântă în strună lui șeful. Dacă șeful se turează și ăștia, dar șeful, dacă chiar, chiar trebuie să facă mișto asta din tine, dar măcar să vină și te vadă, măi, dar tu ești trimis un părat, dacă vrei, cu șerești cu ăștia toți, cum ăsta să nu vină la tine și ăsta și mai nervos să-i crească tensiune, glicemia și tot un drum acolo. Ăsta nu au venit oamenii ăștia și au spus, stăpâne, dacă ți-ar ți, șeful, ți fi șerut ceva greu, ți-ar fi șerut aurul ăsta, la eferat? Păi de la asta l-am adus, domnule, să dau, nu? să dau tot. Dar dacă ți-ar cerut, ți toate toate hainele de schimb, care, -l... păi le dădeam. Bun, nu ți-o cerut nici aur, nu ți-o șerut nici argint, nu ți-o nimic. Ți-o șerut să te scalzi în râul ăsta. Unii comentatori spun că tocmai atunci în râul Iordan era în perioada de aluviuni, când ploasă mult și erau galben. De aia și el spune, dar ce? Noi nu avem ape bai curate, abana și parpar, par, nu mă puteam scalda eu în ele cu... că erau a noastră, domnule. Nu, nu, intri în la ăsta, mă los care tu nici nu-ți imaginezi că te poate vindeca și de șapte ori nume. ți, -o, ți greu? Nu ți-o ceru bani, nu ți-o ceru nimic. Verifică măcar, că suntem nu de departe. Verifică dacă e adevărat. Și dacă nu e adevărat, a intrat, te întoarcem la el și îi spune, băi, de ce mă păcălești? Ai spus că... Ne... și spune Scriptura că Naaman Sirianu s-a lăsat convins. A intrat în apă, a intrat prima dată când a ieșit înapoi la fel ca înainte, puțin mai mălos. O intrat a doua oară, la fel ca înainte, puțin mai mult mălos. Și tot așa în continuare. Nu știu ce-o gândit între prima și ultima. Nu știu ce-o gândit. Nu vă pot spune că nu pot pătrunde acolo. Cert este că când a ieșit ultima dată, era vindecat complet, slăvit să fie Domnul. dați -i voi seara asta să vă vorbesc despre oamenii pe care îi folosește Dumnezeu în mântuirea altora. Că noi așteptăm ca Dumnezeu să mântuiască și să salveze. Dar câți dintre noi ne punem la dispoziția Domnului să dăm piatra la o parte? Câți dintre noi ne punem, Doamne, vreau să fiu omul pe care Tu îl folosești? Știu că mântuirea doar la Tine este. Știu că învierea doar la Tine este. Dar ai nevoie de oameni cu care să lucrezi. Prima categorie de oameni pe care îi folosește Dumnezeu în textul ăsta biblic sunt cei care vorbesc de bine de oamenii lui Dumnezeu. Fetița asta reprezintă un segment din ce în ce mai mic, de oameni, din societate, din biserică chiar, care vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Fetița aceasta a fost învățată de părinții ei că sunt un popor special și că în poporul lui Dumnezeu există vase ale Domnului și proroci ai Domnului, slujitori ai Domnului. Și într-o vreme când alți părinți își învățau copiii că Elisei este un om al lui Dumnezeu, dar dacă nu au putut să-i spună că împrumută bani și nu mai dă înapoi, dacă n-au putut să-i spună că iute la mânie, au spus că singurul defect pe care îl are e că e e preșuv. Și vă aduceți dumneavoastră că 42 de copii au fost rupți de un urs, dar ei erau mai mulți, pentru că spuneau suiete pleșovule. Bă, dar ăsta e omul lui Dumnezeu totuși, ăsta e păstorul, ăsta e slujitorul. Cum de faci tu mișto pe baza unei deficiențe de care nu e el vinovat? Cum de faci tu mișto de treaba asta? Cum de faci tu mișto din nasul lui? Cum de faci tu mișto de urechile lui? Cum de îți bați tu Pentru că n-au avut ce să spună de el, de Elisei. N-au avut ce să spună ceva moral. N-au avut ce să spună ceva de comportament. Singurul lucru de care s-au legat este cum arată. Că e prea mic, că e prea înalt, că e prea așa, că e prea dincolo. Și la el au găsit că e chel, și adică e pleșuv. Și ca atare au început copiii aceia să-și bată joc de Elisei într-o manieră jiclitoare. Suite pleșuvule, suite pleșuvule. Și Elisei a văzut că nu atât de mult sunt numai copiii vinovați cât și părinții lor. Și spune Scriptura că Elisei a luat o măsură, a ieșit un urs din pădure și au omorât 42 de mormântări. Au avut loc cu părinții la căpătuii copiilor lor care n-au știut să-și educe copiii să respecte pe oamenii lui Dumnezeu. Stimați mei, aș vrea să vă spun că trăim o vreme în care orice personalitate care se ridică la nivel spiritual, la nivel organizatoric, se caută despre ei tot felul de lucruri și dacă nu se găsește ceva, se vorbește de el că e bâlbâit, se vorbește de el că nu conjugă vorbele, se vorbe... numai de dragul de a vorbi de rău. Și în timpul ăsta, Dumnezeu se folosește de oameni care știu să vorbească de bine. Fetița aceasta a fost educată să vorbească frumos despre Elisei și să știe că, indiferent cine s-ar duce la el, nu un izraelit, un păgân ca Naman, prorocul acela l-ar vindeca de lepra lui. Bă, dar și Elisei are marja lui de siguranță. Poate că el o durere de cap. Poate cu o durere de șale, dar lepra e o boală incurabilă. Nu! Părinții spusese la fetiță că Dumnezeu, prin profetul Elisei, vindecă boli incurabile, poate învia din morți și poate face orice lucrare. Și fetița a, crescut, a crezut exact cum le-a spus părinții. De aceea, când a ajuns roabă, minunea asta o vedem și plecată de la o fetiță, care în loc să tacă din gură, să bombănească prin curtea lui Naman și greu o duce ea, că alte fetițe au poșete și au păpuși, și au jucării, și -au și -au, și au, și au, și ea este roabă, fetița aceasta s-a concentrat pe ceea ce părinții au pus acolo. Și anume că în țara lui Israel există oameni al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îi folosește cu putere. Le ascultă rugăciunea și dă soluții la problemele oamenilor. Asta știa fetița asta. Știți că mulți copii de ai noștri, mulți dintre noi, nu putem să vorbim de bine, de oamenii lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că avem propriile noastre probleme. Salarul e prea mic, vecinul e prea rău, șeful e prea aspru și ne plângem prin curtea lui Naman, a lumii astea, de o grămadă de probleme. Dar nu știm, în curtea lui Naman, să spunem că avem un Dumnezeu care stă pe tron, slăviți-i fie numele care ne-a scos pe noi din lumea asta, a lăsat laureația ai premiului Nobel, au lăsat oameni deștepți să ne-a dus pe noi la pocăință. Lucru pe care n-au putut pentru unii dintre noi să o facă pușcăria, să ne schimbe, psihologii, poliția și indiferent ce n-au putut, s-a îndurat Hristos de noi, slăviței fie numele. Dar noi comentăm de salarii mici. Dar noi comentăm de faptul că nu suntem respectați cât trebuie. Ori dacă... Fetița asta, este evreică, ar fi comentat în curtea lui Naaman ce rău o duce ea și ce bine o duc colegii ei care nu au fost luată în robie. Mai afla vreodată în Naaman că Dumnezeu lucrează în Israel? N-am fi avut pasajul ăsta în Biblie. Nu am fi avut. N am fi avut o fetiță moftoroasă, bombănind continuu și crescând ca o fetiță acră și ca o tânără acră, probabil pe cum sunt foarte multe fete de la noi, stau așa, se uită la multe comunități, mă uit. Ui trecut vârsta 22 de ani, nu s-o căsătorit, deja e disperată, nu știe ce să mai facă. De ce? Pentru că trăiește cu starea asta acolo. Uitați-vă la fetița asta. Pentru ea, Dumnezeu era viu. Prorocul era omul pe care îl folosea Dumnezeu a declanșat o stare de optimism și de încredere în Siria, că și împăratul a fost prins în lucrul ăsta și a trebuit să scrie o scrisoare către împăratul lui Israel din Samaria. De ce? Pentru că o fetiță o mișcat lucrurile. Stimați mei, ne obișnuim cu oameni pe care îi folosește Dumnezeu. Amintiți-vă mulți dintre dumneavoastră când ați venit la pocăință, când v-a adus Dumnezeu aici, la dragostea din tăi, când cântau un frate, e extraordinar, ce frumos! Să dica un frate dintre noi care mai dădea un îndemn. Măi, ce grozav lucru! Te duceai la prietenii tăi și spuneai, băi, am fost la adunare. Băi, ce fain a fost! Ce frumos! Și deosebit a lucrat! Și cu tare! Mai sunt printre noi oameni care nu sunt de genul la fetiță. asta, sunt oameni care ies cu adevărul, cu foarte mult adevăr, cu prea mult adevăr din punctul lor de vedere. Și îi spune, te bucuri de fratele ăsta că vorbește? Da! Lasă că după ce termine, ți explic eu cine e asta. De el? ce mai făcut el acum 40 de ani? Ți explic eu. Și strică inima poporului. Și moaie inima foarte multor oameni din poporul lui Dumnezeu. Pentru că se agață de pleșuvia nu știu cui, se agață de anumite lucruri de care nu-i omul ăla vinovat sau se agață de anumite lucruri pe care omul ăla le-a făcut dar s-a pocăit. Dar există oameni de genul ăsta care să desne încredere în inima celor cu care intră în contact. Știți ce vreau să vă spun? Am văzut comunități unde oamenii vin la slujbă și odată ce vin la slujbă să pregătesc să aducă ceva înaintea Domnului care îi prezentă în mijlocul nostru. Eu nu am să vin înaintea Domnului să fiu moftoros, ci am să vin, măi, ce frumos au cântat frații, Domnul să-i binecuvinteze, ce frumos au condus fratele. Am văzut la adunare că au venit, e sâmbătă seara, probabil, dar am văzut oameni care au venit, atâta mă bucur de ei, extra, corul, cum au cântat, frumos, dirijorii și tot ceilalți, frumos. Când asta se duce, vorbește cu un prieten lui, De băi, dar unde ai fost sâmbătă seara? Băi, am fost la, la Muntele Sionului. Și tu ai făcut-o acolo, băi, două ore. Băi, tu știi ce frumos e, extraordinar. Să vezi când vorbește el, să vezi când conduce el altul, să vezi și părtășii, să vezi când se cânte, să vezi când se roagă. Păi ești și o să mă duc acolo. Dar el deja are softul în interior prin vorbirea divine. Când el intră în adunare, dintr-o dată toți încep să spună, păi e tradivor bă, frumos, băi. Uite cât e coro. Chiar că frumos. De ce softul vorbirii divine e acolo? E acolo înăuntru lui. Păi și-o ieșit conducătorul și Păi ce fain le aranjează, băi. Eu nu-s aici, dar efectiv e frumos. Din cauza cui? Vorbirii de... Imaginați-vă acum te duci mofturos așa. Băi, ce văd? A, la adunare. Dar cum de vă? Aia, trebuie să te vadă ăștia. Dacă nu te văd, nu te mai treci membru. Și așa mai departe. Am fost și eu acolo. M-au văzut așa, dar... Bă, nu, m-am aflat așa. Sunt niște chestii așa. Comentez așa mai departe. Bine, frate, anunță. Vă rog frumos, veniți cu un prieten. Băi, dacă tot am stat de vorbă cu tine... Și s-am explicat cine-i dirijorul. Și s-am explicat și i conducătorul. Ți-am spus tot ce am știut eu. Sincer, ți-am spus. Nici mie nu-mi prea place, dar hai, vin, și tu, că ăștia mă întreabă, de ce nu vin? Și oricum ies bine dacă vin cu tine acolo. Vină cu mine. Când ăla intră în adunare, are soft acolo. Și la un moment dat începe corul să cânte. Corul cântă bine. Dirijorul dirigează bine, dar soft. ul bă, e să știi, nu prea pe eu la muzică, dar chiar că nu le au ăștia. Are dreptate asta care mă cheamă pe mine iese conducătorul și o prize, frații mei, uite, vom avea așa, ăsta în să da, dar mi-a zis ăsta că-i fațarnic, să vede că e așa. Și dintr-o dată, totul e schimbat datorită la ceea ce am făcut noi cu limba, frații mei. De aceea, când se organizează și se ordineze primii oameni din biserică, una dintre condiții, nu numai să fie spiritual, să fie vorbit de, mai erau încă oameni vorbiți de bine. La momentul actual, ți-e foarte greu să găsești un domn scalif și în domeniul ăsta. Nu că nu înțeleg, nu că nu are dar. Dar efectiv nu mai știm să vorbim de bine. Eu recunosc, domnule, am și eu greșelile mele cum și voi le aveți pe voastră. Știu că sunteți mai mult curios care să a decât asta. Dar nu e asta problema. Problema e în felul următor. Dom'le, discut. Băi, ce-i bun, e bun. Unii e bun, spun și la copilul meu, unii am observat o greșeală, mă duc personal și discut cu el. Și spun, frate, am văzut că ai multe calități extraordinare. Ai și domeniul ăsta, s a putea să văd eu greșit. Că și eu sunt om, s a putea să văd greșit. Dar vezi lucrul ăsta câteodată strică slujba dumneavoastră. Dar nu mă duc la altcineva. Pentru că, permiteți-mi să vă spun, copiii voștri într-o zi vor fi expuși Evangheliei în fața la un om. Un om va predica Evanghelia. Ce soft ai pus în copilul tău? Ce gândire ai pus acolo? Dacă ai pus gândirea că oamenii lui Dumnezeu sunt folosiți de Dumnezeu și folosește Dumnezeu, copilul tău va asculta predica. Vorbește fratele al de care tata o vorbi frumos. Bă, ce cuvânt de dă Domnul. M-a cercetat Domnul în timpul predicii lui. Și e extraordinar. De ce? Pentru că lucrul ăsta trebuie să-l dezvolți. Eram mic și știu că părinții veneau acasă și povesteau la un moment dat că în comunitate de unde aparțineam noi atunci, în comunitatea aceea s-a întâmplat o situație când un anumit frate era bolnav și părinții mei vorbeau unul cu celălalt și spuneau uh, era bolnav, medicilor l-au dat acasă, dar s-au dus doi frați slujitori, s-au dus, să au rugat pentru el, l-au un de lemn și Dumnezeu l-a vindecat. Eu auzeam chestia asta, mm. auzeam, să te-am Măi, și lucru fain. Într-o altă duminică, au venit părinții acasă și vorbeau de un copil al unui frate care era din nou bolnav și medici l-au dat acasă. Și părinții erau foarte îngrijorați. Și își spuneau, uite, biserica să roagă, ne rugăm și noi. Dar la mine nu era problemă. mi îmi să-i spun la părinții, dar ce nu chemați pe ea doi, măi? Pe aia doi chemați și să rezolvă problema. Pentru că pentru mine nu era o situație. Era simplu. Oia doi pe care i folosit Domnul data trecută. Probabil și părinții mei le-au mai spus unii și alții de aia doi și nu mai aveau așa credință. Iubiți mei, cât e de important de vorbi de bine. Cât e de important. Sincer să vă spun, aș fi ales un text de evangelizare, dar m-am rugat în seara asta și Dumnezeu mi-a spus, biserica din multele Sionului are nevoie de cuvântul ăsta. Tot ce vrea să facă Dumnezeu și să prom și, și va promis Dumnezeu pe viitor, ține de lucrul ăsta. Dumnezeu poate învia, poate vindeca, poate tămădui, poate face multe semne și minuni, dar așteaptă de la voi să vă faceți treaba. Așteaptă să vorbiți de bine. Așteaptă să vă apreciați. Așteaptă să vă fie dor de părtășia pe care o aveți în prejurul Lui. Toți avem lucruri de care trebuie să ne pocăim și ne îndreptăm, dar Dumnezeu așteaptă la părtășia aceasta să trăim în, în Harul Lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce știu copiii tăi despre slujitori. Fetița asta știa numai lucruri bune și a adus atâta credință și speranță și minuni în viața celor care au luat cuvântul ei. Ce știu ei despre slujitori? Care sunt lucrurile pe care le spui? Chiar așa a spuse la un moment dat de supărare. Dacă ai ceva de vorbit cu soția ta sau cu fratele tău, du-te separat și vorbește. Dar nu vorbi în prezența copiilor tăi. Lasă copiii tăi să crească într-o biserică sănătoasă. Lasă copiii tăi să crească într-un mediu sănătos, într-un mediu al credinței, că Dumnezeu va folosi pentru mântuirea, vindecarea, ridicarea Lui. Va folosi oameni. Și oamenii aceștia vor fi în preajma lor. Eu știu că așteptăm specialiști din America sau din Australia, dar oamenii pe care i-o așezat Dumnezeu sunt lângă noi. La un moment dat în viața mea, în timpul unei slujbe am simțit că o parte din buza mea să nu mai simt. Le-am spus la frați că eram după amvon atunci, le-am spus la frați că nu mă simt prea bine și plec acasă. Până am ajuns acasă am avut pareză facială. Un ochi mi-a rămas pe deschis, unul jumătate de față era într-un fel, jumătate de față în alt fel. Am pe el a deschis, l-am lipit cu leucoplast și acum du-te undeva să-ți rezolvi problema. Am vorbit cu un prieten care era medic mi data dat respectiv niște tratamente cu vitamine și o spus, frate, Vigil, singurul lucru este să se dure Domnul, să nu așa... Alți frați mi-au spus, frate Virgil, roagă-te Domnului puternic, noi nu putem, slujitorii, preoți, trebuie să fie fără cusur, ai grijă. Deci mă încurajau, frate privitor la slujba asta. La un moment dat, am spus soției mele că aș vrea să fac ungerea, ca și păstor, să vreau să fac ungerea. Bineînțeles că colegii mei, slujitori din biserică, mi-au spus, frate, Matale, te cunoști cu tot bordul pastoral, de la București, de la de unde vrei, chem pe cine să-ți facă ungerea, cu cine să vorbim. Zic, nu trebuie să vorbiți voi cu nimeni. Eu în mijlocul vostru am crescut. Eu v-am văzut și pe voi când predicați bine și au mai puțin bine. Știu că totdeauna ați văzut predicați bine. Dar nu a ieșit totdeauna cum ați vrut voi și cum am vrut eu. Eu vă știu pe voi de bune și de rele. N-am nevoie nici de președintele cultului, nici de președintele la comunitatea regională. Eu vreau colegii mei să-și ia sticluța cu un de lemn din biserică să vină să mă ungă. M-au uns cu un de lemn și Domnul m-a vindecat. Slăvit să fie Domnul. Ce părere ai tu de slujitorii Domnului? Unde te-a așezat pe tine, Domnul? Și că apreciez pe toți ceilalți din altă parte. Dar pe de aici, care slujesc continuu, care sunt lângă tine. Ce părere ai de ei? Ce părere ai de dirijori? ci părere ai de coriști care fac repetiții? Îți faci timp să te oprești la urmă, spui, mulțumim frumos că v-ați făcut. În timp ce eu stăteam acasă, în, în creștem copiii, tu ai lăsat copiii pe altcineva, poate ai plătit pe cineva să stea copii și ai venit la repetiție. Sau e o chestie așa pe care o primim de la sine. Vedem când numai nu cântă. Care e atitudinea noastră a vorbirii de bine? Și nu te costă prea mult. Oricum vorbiți foarte mult de COVID. Oricum vorbiți foarte mult de diferite situații de politică. V-aș tare mult, mai lăsați-le pe alea și vorbiți de bine pe frați și surori. Doamne ajută! Aveți niște frați cum, niște surori deosebite, niște oameni care vin la adunare, să le fii dor să fie aici. Pentru că te bucuri când îl vezi. Te bucuri că ești aici și îi spui, am observat că ai fost, m-am bucurat. Auzi de cineva că treci printr-o încercare, nu lăsați lăsa singur, E un mesaj, pentru că îți pasă de el. Asta, la asta duci vorbirea de bine. La asta duc lucrurile acestea. Prima categorie de oameni pe care o folosește Dumnezeu sunt cei care se învață să vorbească de bine. Aș vrea, frații mei, și vă rog tare mult, nu mai este timp de bârfă. Nu mai este timp de defăimat. Nu mai este timp de reglat anumite conflicte. Este vremea când se scurtează timpul și când am intrat ca într-o pâlnie așa. Nu știm unde duc lucrurile. E vremea să ne ridicăm. Și la vremea aceasta să dăm piatra la o parte să vedem pe copiii noștri cum sunt ridicați din morți de Domnul Isus și apoi cu ajutorul Duhului Sfânt să-i dezlegăm, Doamne ajută! Să-i dezlegăm să alerge pentru Domnul în alegare care ne stă înainte, să ostenească în lucrarea Domnului și de ce nu să dea ei piatra la o parte de pe mormintele altora ca să asistăm la noi învieri spirituale când Domnul aduce viață, să să fie Domnul. Prima categorie de oameni este acelor ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu permiteți-mi la segmentul ăsta să vă mai spun ceva, ne obișnim cu ei. Domnul Isus Hristos folosește în Noul Testament tocmai lucrul acesta și spune în felul următor contemporanilor săi. Luca, capitolul 4, versetul 27. Și mulți leproși erau în Israel în vremea prorocului Elisei și totuși niciunul dintre ei n-a fost curățit afară de Naaman. Atenție în Israel, nu că erau toți vindecați. Erau mulți leproși. Totuși singurul care a avut parte de vindecare a fost Naaman Sirianu. De ce? Pentru că lui Naaman siriano nu i-a spus nimeni că Elisei îi iau. Nu i-a spus nimeni că Elisei cu dubii. Nu știu ce are, dar eu am, eu am semni de întrebare privitor la el. În Israel, în schimb, n-au știut să-și respecte slujitorii. Vezi că împăratul își sfârșie hainele, dar nu știe care un proroc acolo. Fabar n-avea. O trebuit Elisei să-i spună, trimite-l la mine. Păi dar tu împărat nu știi că ăsta te poate... Nu. Și nu uitați Elisei, nu făcea minuni de ieri, de azi, de multă vreme. Și împăratul, nimic. De ce? Ne obișnuim cu slujitorii lui Dumnezeu. Ne obișnuim cu lucrarea lui Dumnezeu. Ne obișnuim în dreptul lor să punem anumite lucruri. Și la un moment dat, când să-i folosească Dumnezeu, rămâne la fel de neproși, auzim că predică bine în altă parte. Suimesc frață de ce scotul Dumnezeu prin oameni. Păi, dar la noi parcă nu e așa încărcat de putere. Băi, auzim că la ungerea lui condens s-a vindecat în altă parte. Dar la noi nu. De ce? Ne autolimităm, frații mei. Ne autolimităm. De ce să nu vă spun că întâlnesc situații când atât ați de fixați pe vorbirea de rău, pe bănuieli, pe ochi rău, spune Biblia, pe ochi rău, că atunci când ajunge la un moment dat omul respectiv într-o boală, știi că Dumnezeu îl poate vindeca. Dar Dumnezeu nu are alt slujitori decât pe ei pe care i-au vorbit el de rău. Și îi trimite în casa lui pe toți acolo. Cu sticluța de un de lemn, ăștia vin să-și facă slujba. Și îl întreabă, frate, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și el spune, frate mei, doar dacă merge pe credința voastră. Ca mea nu merge. V-am vorbit atâta de rău, am făcut atâta mișto din voi, că nu cred că Dumnezeu mă poate vindeca prin voi. Și nu că nu-i voia lui Dumnezeu că el să fie vindecat și ridicat. El se autolimitează prin vorbirea de rău. Rămâi bolnav din cauza vorbirii de rău. Pe când, când vorbești de bine, sunt frații noștri. Și eu slujesc, și altul slujește. Nu-i perfect. Ne îndreptăm. Dar suntem frați. Se adună frață la oaltă. Să roagă unii pentru ceilalți. Și încep morții să vină la viață. Doamne ajutăm. A doua categorie de oameni pe care o folosește Dumnezeu sunt cei care prezintă costul sau prețul vindecării. Aici îl avem pe Elisei. Sprații mei, costul unei vindecări a lui Dumnezeu nu e așa oricine este vindecat oricum. Pentru că Naaman avea o mândrie extraordinară. Pentru că se credea superior evreilor și oricărei ființe din vremea aceea. Pentru că unde locuia el era ținutul cel mai bine cuvântat cu apele cele mai curate. Când tot trebuia, atunci Dumnezeu i-a dat un preț să-l plătească pentru vindecarea lui. Și prețul trebuie plătit înainte nu după vindecare. Și i s-a spus așa, merge în apa asta a lui Israelului, a Iordanului, în apa asta mâloasă, merge în ea și te confunzi, nu că ai tu chef când vezi că ești plin tot de te confunzi de șapte ori în apa asta, doar n-a manca nu o de pe locul. știu ți-i se cere. Dar vindecarea nu vine înaintea costului, vine după cost. Ori din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun, stimații mei, mântuirea, Dumnezeu o dă prin credință în Iisus Hristos, slăviți să fie Domnul. Dar mântuirea asta trebuie dusă până la capătul mândrul pe Domnul. Altfel, rămâi pe traseu. De aceea spune Sfânta Scriptură, prea după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Mi-o dă Dumnezeu mântuirea prin credința în Iisus Hristos, dar, pentru a o duce la capăt, îmi trebuie să plătesc un preț. Și prețul diferă, frații mei. Diferă. Un preț plătește Naaman și s-ar putea alt preț să trebuiască să plătești tu. Dar este un preț care trebuie plătit. Într-o zi vine la Domnul Isus Hristos o persoană care o imește. Și persoana aceasta spune, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vreau lucrul ăsta. Și Domnul Iisus îi spune, păzește poruncile și el se expune pe toate astea, le-am păzit din tinereța mea. Un evanghelist sublinează Iisus l-a iubit și i-a spus apoi prețul pentru a avea viață veșnică. Se spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 10, cu versetul 21, în felul următor. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te Devin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Băi, dar nu a fost bun ce a avut el până acum? Ba da. Dar prețul pentru viață veșnică, bă, e asta. Și nu se face discount pentru tine. Nu se face nimic. Dar putea interveni unul dintre apostoli spui, Doamne, nu se dea acum tot. Să dea acum 10%, 20% chiar poate să dea, dacă nu-i prea mult pentru el. Apoi, prin măsură ce nu-i mai trec, îmbătrânește, nu mai știi nici sensul banilor, poți să-i dea pe toți să plinească cuvântul tău. Domnul nu face rabat și nu scade din preț niciodată. Nu se fac negocieri pe prețul ăsta. Pe prețul salvării și a prin urmarea Domnului Isus nu se face. De aceea, frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, sunt oameni care prezintă prețul clar. Sunt oameni care vin în comunitățile noastre și vin dintr-o anumite zone în care au fost supuși jocurilor de noroc, în care sunt tentați pe tot felul de păcănele, spre tot felul de, de stări în care el câștigă. El câștigă. Chiar dacă în toată viața nu a câștigat, dar el data asta câștigă. El câștigă. Ei, când vine la așa și îi se spune, fratele meu, ca să te poți urma pe Domnul Isus Hristos, tu nu trebuie să intri niciodată unde se joacă păcănele. Tu niciodată nu trebuie să ai cărți sau în casă să ai uh, jocuri de astea, de cărți. Că să se joci șeptica, poker sau ceva. Tu trebuie să te depărtezi de lucrurile astea. Fraților, întreabă cineva, dar cine are? Băi, nu-i prețul tău, e prețul lui. E prețul lui. Sunt oameni care au venit în lumea asta încă legați, l-am desfășurat noi așa că decât încă legați. Când sunt mirosul de alcool așa, e ca teleghidat mergi pe direcție. Știi, când stă la o masă, la un restaurant, îl cheamă cineva, el tot e atent și îi pune lui ăla. Uite că e pus 50, că el știe de rostul. Uite că e pus alția. asta are gustul ăla, îi la aromat, îi la cutare. De ce? Pentru că el toată viața a fost legat de așa ceva. Când vine la Domnul Isus, ca să-L urmezi pe El, nu te uiți tot de... și pune ăștia, îi spune Domnul, tu nu servești niciodată masa într-un restaurant unde se servește alcool. Fugi cât poți, n-ai voie acolo. Asta e prețul tău. Prații mei, Bineînțeles că eu care n-am băut, eu tai, că nu am băut bunic, nu am băut, n-avem nicio treabă cu băutura, avem treabă cu altceva, dar n-avem treabă cu băutura. Îi spun, băi, dar tu ești slab, băi. Nu, nu, e prețul lui. E prețul lui. Sunt oameni care atâta zic captivați de, de ecran, de, de tot ce înseamnă, că dacă îi dai o telecomandă în mână, nu stă pe un canal. tic, tic. tic te mută. Chiar dacă e cu nevastă sau neva, te mută. Vedea ce înțelegi tu din este ce... El culege informații. Ei, la omul ăla îi spune Dumnezeu, vrei să mă urmez? Să nai ai televizor în casă, scoate. Băi, dar trăim într-o lume cultă, băi, ăsta e prețul lui. Nu te băga peste prețul lui. Că ăsta prețul lui. Lui namani îi se cere, ai parpara curată, scufundă-te în Iordanul Mălos, aici. Că mândria asta ta se va duce numai cu ajutorul mâlui ăla. E un fel de șmir de la așa tine și să se va duce la prima scufundare să va duce o tură, dar trebuie nu trei, că rămâi încă mândru. Încă mândru. Îți trebuie șapte. Abia șapte ți și rădăcina și o duce mai departe. Sunt oameni care plătesc prețul? Pentru că astăzi e foarte simplu. Crede, frate, în Domnul Iisus. Da, îmi Asta să mai pufăiești până se poate. Rămâi legat, nu e nicio problemă. Nu, frații mei. Ca să-L urmezi pe Domnul eficient, trebuie să plătești prețul. Și dacă nu ți se spune asta, ține cont că ți se va spune. Dumnezeu e bun în suveranitatea Lui. Și în mod foarte simplu, prin jertfa Domnului Iisus, îți oferă mântuirea. Dar sere ca mântuirea asta nu ți-o duce la bun sfârșit. Nici îngerii, nici Domnul Iisus, nici păstorul, nici comitetul și nici arhanghelii. Tu trebuie să o duci. Și ca să o duci bine la bun sfârșit, trebuie să plătești un preț. Și pentru fiecare dintre noi, E un preț pe dedicație. Dumnezeu se uite la viața ta și spune, rezolvă problema asta. Am întâlnit oameni care s-au învățat de-a lungul timpului să împrumute bani. Și fiindcă nu i avea ce da, am de ăsta, de de la am uitat de tine. Așa umblau ca la un ping-pong. Când au venit la pocăință, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Însă Domnul i-a zis imediat, de acum înainte nu te mai întinzi decât să-i plapuma. Atât tot. Domnule, trebuie să schimb un geam termopan. Nu, când ai și ai banii tăi, îți schimbi geamul pe termopan. Nu schimba geamul termopan cu banii altora. Tu nu mai ai voie să împrumuți. Ăsta e slăbiciunea ta. Ăsta e prețul tău. Vine cineva și spune, bă, dar ies în credit, te ajut eu la bancă, rezolvă. Băi, ăsta e prețul pe care îl plătesc eu. Eu știu că tu în domeniul ăsta nu ai probleme, dar eu aici mi-a cerut Dumnezeu prețul meu. Stimați mei, fiți foarte atenți la lucrul ăsta mai ales cei care sunteți slujitori în biserică, vă descopere Dumnezeu prețul pe care trebuie să-l plătească cineva, spuneți-l, nu vă jucați. spuneți i e clar. Vă amintiți dumneavoastră că într-o zi, după ce Filip predică Evanghelia, într-un mod însoțit de semne și minuni, mulțim de oameni veneau să boteze. Filip îi boteza, punct. Ata știa el. Să predice și să boteze. Biserica din Ierusalim, când au aflat că ăștia au primit cuvântul și au fost botezați, nu le-au spus, băi, mergeți tot așa, de-ar fi ca voi. Nu, nu. Ca să duceți mântuirea până la capăt, vă trebuie Duhul Sfânt să vă însoțească și să vă dea putere. Și îți vine Petru și Ioan și se roagă pentru ei primind Duhul Sfânt. Acum, acolo este că nu se manifestă în Samaria primirea Duhului Sfânt prin vorbirea alte limbi și prin lucrări extraordinare. Dar gestul lui Simon, brăjitorul, este grozav. Și anume, ăsta vine și spune, vă dau bani ca pistic... să-mi dați puterea asta ca peste cine pune o mâinile să primească Duhul Sfânt. Dacă apostolii puneau mâna așa și întrebau, ai simțit ceva? Nu, las că ai să sunt mai departe. Pune mâna așa. să spune, dar nu în sens că eu, eu bani, că asta pot să fac fără să dau bani pe el. Dar cert este că au văzut niște lucrări extraordinare în locul acela și în momentul respectiv au spus, uite, care am bani, dați-mi și mie puterea asta, nu mai veniți voi la Ierusalim aici, ca peste cine îmi pune o mâinile să primească Duhul Sfânt. El vrea să o dea la alții ce n avea nici el. Și în momentul ăla m-aș fi așteptat ca Petru să spună, știi ce, am o părere foarte bună despre tine că vrei să ajuți lucrarea, că vrei să fii un lucrător de tale asta. E un lucru extraordinar. Nu, nu. Petru se la viața lui și vede că are un preț de plătit. Și îi spune, om al fără de lege, care e crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Și spune, plătește prețul. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta. Iubiții mei, există un preț care trebuie plătit. Foarte mulți oameni nu sunt capabili să spună prețul. Băi, dar prea mult. Nu, nu. Prețul trebuie spus. Că omul ajunge la momentul acela în care trebuie să plătească. Și îți faci datoria ca om al lui Dumnezeu, spune persoanei respective prețul care îi trebuie plătit. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez la textul acesta biblic, pe lângă cei ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu, pe lângă cei ce spun prețul corect pentru vindecare și pentru salvare, sunt cei ce conving să se plătească prețul. Cum v-am spus, slujitorii lui Naman sunt a treia categorie de persoane. După ce un om primește cuvântul și Dumnezeu îi vorbește, pleacă de multe ori la adunare bosonflat. Nervos. Bă, dar se poate așa ceva? Am întâlnit situații când se predică de la învon și cineva spunea, băi, numai că eu spus ăsta de mine, de eu vorbit așa, numai că, știi, cine i-a spus oare? Nervos. Păi nu a spus nimeni. Ăsta a fost cuvântul pentru ziua respectivă și este un preț pe care trebuie să-l plătești știu că nu-ți place. Cum nici lui Naman nu i-a plăcut. Dar există oameni care l-au adus și spun, băi, dar e chiar așa greu? Chiar așa greu? Ce ți cerut Dumnezeu? Mi-a cerut să vin la slujbe. Bun. Dar tu în continuu stai și te duci și stai la băut, la birt, undeva. Și stai ori întregi acolo. Și vorbiți de Iaba, vorbiți de Iohannis, oricum voi nu-l puteți schimba. Dar atâta vă măriți tensiunea și glicemia din numai numai. Stați acolo. Oare nu poți să stai mai puțin la adunare, să cânți o cântare? Tensiunea rămâne la normal, glicemia rămâne la normal. Nu numai atât. Îți dă Dumnezeu pace și liniște și pleci din casa Domnului. Ce, ce ți-ar fi să vii aici? Și știți că omul când merge spre casa, băi, să știi că asta are dreptate. Câteodată mă mai eu cu colegii mei de pahar, nu știu ei ce fac, nu știu eu, ne mai luăm așa la șuturi, la cutare, mai scot ăștia câte un dinte. N-am văzut la adunare să se întâmple încă chestii de genul ăsta. Și încep eu să le, să le așa și cineva îi spune, băi, dar ți e greu să plătești prețul? ți e greu să fii la îndemâna Domnului? ți e greu să verifici? Că acum poți verifica lucrul ăsta. Efectiv, stai aici și verifici lucrul acesta. Iubiții mei, ca să pot spune asta, trebuie în primul rând să-ți pese de omul respectiv. Trebuie să-ți să pese. Să te uiți la el să-ți pese. Cât de mulți oameni pleacă din casa Domnului și spun, băi, mi-a vorbit Dumnezeu, trebuie să mă las de anumite lucruri. Și sunt frați care spun, las, băi, că m-am lăsat și eu un an de zile, bă, 20, 30 de ani, las, nu ai problemă. E important, mai dii și din când în când. Nu, fi lângă el și spune: băi, și eu am plătit prețul. Câteodată mai greu, dar trebuie să-l plătesc. Și vreau să spun ceva. Să merită. Să merită să-L urmezi pe Domnul. Să merită să fii lângă El. Să merită să ai parte de Harul lui Dumnezeu. Să merită să fii la dispoziția Domnului. Apoi să fii drept. Să fii drept. Băi, e fi tu șeful meu, e fi tu prietenul meu. Dar Dumnezeu nu are discounturi la mântuire, la salvare. Pentru tine se un anumit lucru. El vrea să te sfințească, vrea să te facă ca El. Eu știu că tu vrei înghițit așa cum ești, dar și tu știi și nici ții nu-ți convine de tine. Dacă vrei ca să lucreze Dumnezeu ceva în viața ta, trebuie să plătești un anumit preț. Și prețul pe care ți l ceri Dumnezeu, e, e posibil să-l faci tu. Aș vrea să vă spun, Naman nu se putea putea dindeca de lepră. Dar descaldat în Iordan, putea. Dumnezeu nu i-a cerut vin de lepră, că nu putea. Dar să te scalzi de șapte ori în Iordan... Asta poți să o faci tu și trebuie să o faci. A, că vrei numai de trei ori. Asta e problema ta. Prețul concret și întreg este șapte ori. Atât. Nici măcar o scufundare în minus. Nu fac discount, pentru că vreau să-mi împlinesc promisiunea. Oamenii aceștia au spus, părinte, îți dai seama, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, sunt oameni care vin și spun, păi, dar mântuirea e prea simplă, domnule. Prea simplă. Mă, ești gata să urci în genunchi, un, că există în zona noastră o biserică, unde oamenii se urcă pe genunchi, pe griblură, de asta până în sus, mai sunt conjoare. Bă, dacă ți-ar cere pentru mântuirea ta să te urci pe griblură, pe genunchi, bă, da, bun. Dar Dumnezeu îți cere doar credință și o să fii punctual la anumite lucruri. Asta îți cere acum. E, nu, e prea ușor, mai, mai unii griblura. De ce? Pentru că nouă ni se pare că dacă prețul mântuirii este din măsura aceasta, trebuie ca noi să plătim ceva care să-L uimească pe Dumnezeu. Nu! Credința în Iisus Hristos ne asigură tot, slăvit să fie Domnul. Dar a urma pe Domnul Isus, și a nu rămâne pe drum, a nu rămâne pe drum, presupune un preț prin care Domnul vrea să ne dezlipească de lucruri care ne-ar împiedica să-L urmăm pe El. Pe El. Ori de aceea, Evanghelia pe care a predicat-o Domnul Iisus n-a fost numai, credeți în mine și fășeți ce vreți. Nu! Evanghelia pe care a predicat-o Domnul a fost următoarea. Vii după mine, ia-ți crucea și vină după mine. Nu există mântuire, Iisus e pe un drum și tu pe alt drum, dar cred în El. Nu! Ești în urma Lui. Tocmai pentru că ești din urma Lui, trebuie să fii un om care vorbește de bine, Trebuie să fie un om care îi spui corect prețul, mai ales slujitorii, părinții, trebuie să spună prețul și apoi să fii pe gata să-i convingi pe ceilalți, măi, să merită să faci lucrul acesta. Efectiv, verifică lucrul acesta. Ești atât de aproape, Iordan aici. Vă spuneam probabil data trecută când am fost la dumneavoastră, pentru cine mai țin minte, că citeam despre faptul că la într-o zi, Doi prieteni, unul dintre ei evreu și unul creștin, Făceau afaceri împreună, aveau o firmă împreună și făceau afaceri. Și câteodată câștigau, pentru că evreul era acolo și el se pricepea, câștigau la afaceri. Și fui, erau amândoi toată ziua bucuroși. Dar câteodată pierdeau -i. Pierdeau -i, efectiv. Evreul nu mai putea de ciudă și creștinul fluiera cântări. era și el. O rabdat evreu cât o rabdat, dar la un moment dat îi spune, păi eu nu mai eu am o ciudă pe tine din numai numai. De ce? Păi când câștigăm, e normal să ne bucurăm. E normal să fluierăm. E normal să chiuim. E indiferent, câștigăm. Dacă îmi pierdem, eu nu mai pot de ciudă că cineva m-a ofiantat și că n-am putut câștiga eu în locul lui. Și atunci când să continuare fluier, nu știu ce Cum de? Și creștinul îi spune, eu ți-aș spune, dar tot, de obicei nu mă crezi. Ți-aș spune. Hai, spunem mi cât cred. Din cauza Domnului Isus. Eh, da, mi-am dat eu seama de lucrul ăsta. Dar cum adică? Băi, Domnul Iisus îmi dă bucuria asta. Eu dacă câștigă laud pe Domnul Isus, și dacă pierd laud pe Domnul Isus, eu știu că la mine nimic nu-i la întâmplare. Ceea și trebuie să pierd, pierd și și trebuie să câștig, câștig. Nu eu sunt butoane. El e și eu numai laud pe el că poartă de grijă. Băi, e extraordinar și m-aș bucura să am și eu chestia asta să nu mă mai enervez, așa că își bolnav cu tensiunea ridicată, în continuu am șocurile astea, aș vrea și eu să fiu ca tine. Păi, dar se poate. Adică cum se poate? Păi, ți -e așa de greu să verifici să crezi în Domnul Isus, să accept, și spune Biblia. Băi, tu știi că mi-e greu, că noi nu îl acceptăm pe Isus, noi încă l așteptăm să vină. Pentru noi nu a fost Fiul Mariei. Noi așteptăm ca Mesia nostru să vină. Băi, Mesia a venit, măi, de aia îmi dă mie bucurie. Că a venit. Să știi de asta. Și dă în continuare bucurie. N-ai vrea fi. să experimentezi. Băi, dar cum poți face? Păi, ia 24 de ore. Pierfi 24 de ore dacă Isus e viu. Păi, ce trebuie să cred? Și crezi că Isus a născut. Bine, cred. Să crezi că Isus a trăit pământ. Bine, cred. Să crezi că a făcut minuni și semne. E, nu, da, asta nu cred că vă. Cot s-a născut, o trăit bine, cred, asta e normal. Dar să se facă semne și minuni, nu cred. Dar am fini, pentru 24 de ori, cred și asta. Uite, gata, cred asta. Bun, să crezi că a murit. Asta cred că a murit. Bun. Să crezi că a înviat. Din nou, a da, pentru 24 de ori. Apoi s-a înălțat la cerul și domnește de acolo și dă bucurie. Bine, cred și asta. Și trebuie să facem acum. Ne plecăm amândoi pe genunchi. Se pleacă pe genunchi și Cristinul spune, spune după mine. Doamne Iisuse, tu care ești viu în vecii vecilor, Prietenul ăsta meu îmi spune că tu ești viu. Și îl văd totdeauna bucuros și supărat de treaba asta. Te rog frumos dacă ești viu și dacă ai putere să schimbi viața mea. Toarnă și în mine bucuria asta pe care o are el. Am la dispoziție 24 de ore ca să te verifică, ca și cum la Naman era, era aproape Iordano. Am la dispoziție 24 de ore. Te rog frumos în timp ăsta, arată dacă tu existi și dai bucuria aceasta. Să ridicăm un doi de pe genunchi și creștinul îi spune, ne vedem după 24 de ore și îmi spui concluzia ta. Vin evreu după 3 ore. Păi tu știi că eu sunt ceva înăuntru meu, așa o bucurie creștină. Păi du-te mai de aici. noi discutăm după 24 de ore, așa ne-a fost convenția. Vin după 3 ore că ai tu bucurie. La urmă vorbim. A doua zi s-a întâlnit. Evreu cu gura până la urechi, așa. Și creștinul întreabă, ei cum e? Și evreu ca evreu sus. L-am mai luat pentru 24 de ore. Stimați mei, Isus e viu, lăudați-i fie în numele al urma pe Domnul Isus Hristos nu presupune aruncarea în ceață, dar presupune anumite prețuri pe care Domnul ți le cere. Ți le cere. Vă aș ruga ca biserica Domnului. Învățați să vorbiți de bine, Doamne ajută. Vorbiți de bine de toți ceilalți din prejurul vostru. Lăsați care cine vorbi de rău. Sunt oameni plătiți cu o grămadă de bani numai să creeze intrigă în lumea politică, sportivă, spirituală. Începeți să vorbiți de bine. Să fiți oamenii care apreciați. Să fiți oameni care vorbiți de lucrările Domnului, să vorbiți ce frumos e când sunteți împreună, să vorbiți de lucrările lui Dumnezeu în care Dumnezeu v-a ascultat. Aveți o mărturie, ridicați-vă, toți pleacă de la biserică, băi, v ascultat Dumnezeu rugăciunea în dreptul la cauza aia, Dumnezeu a dăruit vindecare, a dăruit alinare, a dăruit putere, o mântuit, cercetează o anumită familie, te focusezi cu rugăciunea într-acolo. Apoi sunt oameni care vin în locul ăsta. Sunt oameni care vin din diferite zone. Îți va descoperi Dumnezeu că trebuie un preț de plătit. Mântuirea intră în viața lui. Omul începe să fie bucuros. Dar înăuntru lui este de plătit un preț. Și cineva el va spune. Un cunoscut, un apropiat, un păstor, un slujitor, îi va spune, uite, eu am observat la tine lucrul ăsta. În anumite domenii trebuie să ai grijă ce vorbești. Pentru că câteodată scăpi cuvinte nepotrivite. Și zice, băi, te rog să vei și tu asupra mea. Câteodată între voi mă trezesc și o e în gura la trap, așa, și mă iure și meu de a ieși în evidență, când mă trezesc prea târziu. Ajută-mă! Și știi că se găsesc lângă tine oameni care te ajută? Soția și soțul totdeauna au treaba asta. Câteodată povestim mai mult, dar și sub masă, așa, sau cu un mic bip, ne spune, sunt a episodul ăsta, gata. Și în momentul respectiv, toți stăm liniștiți, păi da, povestește Nu, sunt s-a asta. Am primit un semnal de undeva. Așa. Dar ei sunt învățați cu lucrul ăsta. De ce? Pentru că vechează unii asupra altora și efectiv nu merg mai departe decât trebuie. Ori vor fi în biserică lucrurile acestea. Și apoi, frații mei, încurajați -i. Sunt oameni care vor să-L urmeze pe Domnul. Sunt oameni care vor să plătească prețul. Încurajați-i prin experiența voastră. Spuneți-le cum, cum, va schimba voi viața. Nu sunteți perfecti. Suntem perfectibili. Dar spuneți-le, eu am fost așa, Dumnezeu m-a adus aici și cei mai frumos de acum urmează, slăviți-vă vie Domnul. Încurajați-i, sunt prejurul vostru. Și știți că încetul cu cetul, oamenii încep a prind viteză și dintr-o dată, Biserica Domnului va veni un loc în care oameni vor veni să fie aici. Pentru că vor ști că în locul acesta Dumnezeu aduce vindecare, pentru că trei categorii de oameni lucrează împreună în biserică. Prima categorie a celor ce vorbesc de bine, a doua categorie spun prețul vindecării și a treia categorie conving că este, se merită să plătești prețul. După ce aceste trei categorii lucrează în dreptul unui suflet, apare Dumnezeu și face minunea. Slăvit să fie Domnul! S-a cufundat a șaptea oară și când a ieșit din apă, slujitorii lui Naman și Naman au văzut că Naman, are pielea ca unui copilaș. Totul este făcut nou prin puterea Domnului. Dar pe traseu e o fetiță iudeică a cărei nu știm numele, dar care știm că vorbea de bine de oamenii lui Dumnezeu. Apoi un om care a stat în spatele casei, nu că n-a vrut să se întâlnească cu, cu Naman, ci pentru că Dumnezeu i-a spus că el trebuie să plătească prețul mândriei lui. Spune exact ce trebuie să facă. Și tot acolo sunt niște slujitori care nu i-au cântat în strună stăpânul lor și a spus, stăpâne, să merită să verifici, să merită să plătești prețul și avem minunea. Să ajute Domnul ca Biserica de Muntele Sionului să aibă cât mai multe minuni de genul acesta, când mântuirea, vindecarea să fie la ea acasă. Amin.